În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ne-a învățat ca totdeauna să ne rugăm unul pentru altul, căci așa vom împlini legea Ta și ne vom arăta vrednici de mila Ta, caută cu îndurare și păzește de și văzuți și nevăzuți pe soțul meu, soția mea, pe care mi l-ai dăruit, mi-ai dăruit-o spre a petrece împreună până la moarte. Dăruiește-i sănătate și de plină înțelepciune ca să-și poată îndeplini datoriile după voia și poruncile tale. Ferește-l, ferește-o de ispitele pe care n-ar fi în stare să le poarte. Întărește-l, întărește-o în dreapta credință și în dragoste desăvârșită ca să lucrăm împreună faptele bune și să ne tocmim viața după sfintele tale așezări și porunci. Cale tale sunt stăpânirea și puterea în veci. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.